Timp de 2 zile la Palatul Patriarhiei se desfășoară colocviile pentru obținerea gradului întâi clerical. La acest examen participă clerici din Mitropolia Munteniei și Dobrogei, care îndeplinesc condițiile prevăzute în metodologia pentru obținerea gradelor profesionale în preoție. Astăzi, în deschiderea colocviilor, Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, le-a recomandat candidaților să abordeze în lucrările lor teme de actualitate din societate. 186 de clerici și-au ales astăzi o temă și un profesor îndrumător în cadrul colocviului de admitere organizat în vederea obținerii gradului întâi clerical. Această etapă s-a desfășurat în sala colocvium a Palatului Patriarhiei în prezența unei comisii prezidată de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Acest colocviu este necesar pentru că vă oferă posibilitatea de a propune cu acordul comisiei și a profesorilor îndrumători pe care i-ați ales, să propuneți o temă potrivit programei pe care ați primit-o. Am văzut că sunt teme din toate disciplinile teologice și în felul acesta puteți evita repetarea aceleiași teme de către mai mulți candidați. Este un prilej de a alege teme, chiar dacă sunt legate de anumite teme comune și tradiționale din disciplinile teologice, anumite aspecte care privesc viața și provocările societății contemporane. Și ați văzut și dumneavoastră că nu sunt puține și toate aceste schimbări din societate, schimbări de mentalitate, schimbări de cultură și așa mai departe, presupun o permanentă pregătire a noastră pentru a face față unei societăți tulburate de fel de fel de ideologii, de concepții de viață. De aceea este important să luați teme cu un impact important în activitatea dumneavoastră pastorală. Clericii care astăzi și-au ales o temă și un profesor îndrumător vor avea la dispoziție un an pentru întocmirea lucrării. Aceste lucrări sunt selectate în tematica lor, dintr-o tematică aprobată de Sinodul Mitropolitan și supusă și aprobării Sfântului Sinod, cu teme din toate domeniile de pregătire teologică, accentuându-se, pe de altă parte, și evidențierea problemelor actuale, ale provocărilor cu care fiecare dintre preoții care și-au ales spre a elabora o temă, o lucrare în acest proces de pregătire continuă, să identifice problematici din activitatea lor pastoral, misionară și social-filantropică de la parohie. La această sesiune sunt înscriși 186 de candidați care vor lua teme, urmând ca mâine să fie 143 de candidați care au elaborat lucrările în vederea susținerii lor pentru obținerea gradului întâi clerical. Mâine 143 de clerici din Mitropolia Munteniei și Dobrogei care s-au înscris în anul anterior și au elaborat deja lucrările le vor susține în fața comisiei în vederea obținerii gradului întâi clerical.